Bună ziua, dragi prieteni, bună ziua la toată lumea. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, dragi prieteni, și vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Mulțumesc foarte mult pentru aprecieri, dragi prieteni, și pentru abonări, la fel cu mult respect din partea mea. Dragi prieteni, și de această dată avem prezentare foarte interesantă pentru toată lumea, cu vorbe adevărate și foarte interesante pentru toți. Dragi prieteni, să începem cu niște prezentări care într-adevăr m-au deranjat. M-au deranjat pentru că foarte mulți care își dau cu părerea, nefiind în măsură, așa consider eu, nefiind în măsură de acele evenimente care se întâmplă de fapt, dragi prieteni, eu aș putea considera că nu-i frumos, nu e normal să-ți dai cu părerea de niște chestii care nu ești în măsură. Deci mie, dragi prieteni, mi s-a reproșat de foarte multe ori, mie care fac parte din acea familie, haide să vorbim acum, să zicem direct, care fac parte din acea familie, care am participat în miezul problemei, cum ar veni, o să mă exprim și așa, de fiecare dată, care cunosc fel și fel de amănunte și toate alea, mie mi s-a spus, dar de ce te bagi tu? Dar de ce te folosești tu? Fie de Anca, fie de Leo. Dragi prieteni, eu nu mă folosesc, vă spun cu mâna pe inimă, nu mă folosesc. Dar am vrut de fiecare dată să vin în fața publicului să zic adevărul care e. Pentru că chiar de ar fi, și așa cum spuneți voi, am tot dreptul, pentru că acolo este sora mea, e Leo care am crescut împreună, sunt nepoții mei și așa avea tot dreptul. Spuneți asta altora care n-au nicio legătură. Nu spuneți mie, deci rețineți, spuneți altora care n-au nicio legătură cu aceste evenimente sau probleme care sunt în acea familie. Deci, eu consider că am tot dreptul de pe lume. Așa că nu mai îmi spuneți mie. Dragi prieteni, haideți să continuăm acum, să iau și eu puțin loc, ca să discutăm aceste detalii care nu vreau să le mai aduc aminte de fiecare dată în prezentări. Anca, sora mea Anca, după cum am observat, este atacată din toate părțile. Da? După cum ați văzut, într-adevăr, e singură. A rămas singură acolo. Vă spun și atenție la toată lumea. Eu, dacă merg de fiecare dată, în fiecare zi la sora mea Anca și nu filmez, asta nu înseamnă că nu trec pe acolo. Merg în fiecare zi. Puteți să o întrebați pe Anca de fiecare dată că nu am nicio putere cu ce s-o ajut și eu. Asta e altceva. Pentru că dacă aș avea o putere să o ajut cu mai multe, pot să zic și așa, aș ajuta-o cu cea mai mare plăcere. Pentru că știți de ce? Am o singură soră. Știți foarte bine că tata nu mai e ca să o ajute și să o încurajeze sau să o sprijine pe Anca, așa că, într-adevăr, aveți perfectă dreptate, e dreptul meu ca frate mai mare să o ajut și eu cu ce pot și să-i fiu în ajutor, cum ar veni, și să-i fiu un sprijin. Așa că, dragi prieteni, eu consider la rândul meu că e dreptul meu și al nepotului Alin
să-i fim sprijinul de care are nevoie Anca pe viitor. Bun. Încetasem să mai filmez o bună perioadă de timp din cauza comentariilor pe care le primeam, că, domne, pentru filmări să nu mai spun de Anca, de sora mea. Luasem o decizie foarte greșită, dragi prieteni, că m-am luat după acele comentarii și eu nu mai veneam în fața publicului numeros pe care îl are și sora mea, în jur de 70.000 de oameni, pentru câteva comentarii care veneau cu niște aberații, că nu mai spune de sora ta, că te folosești de sora ta. Nu mă folosesc, dragi prieteni, de sora mea și repet, chiar de ar fi și așa, consider că am tot dreptul, că e sora mea și atâta tot. Și plus nepoții mei și toate astea. Spuneți la alții, repet, care fac alte prezentări și se folosesc de familia lui Anca, familia lui Leo și de nepoții mei, de Ursu și de Alin. Mergeți și spuneți-i acolo, măi, oameni buni, încetați, nu aveți voi niciun drept să vă folosiți de familia lui Anca sau a lui Leo. Dragi prieteni, așa cum am zis, mă descurc și eu cum pot, mai ales în aceste perioade foarte grele și repet, dacă voi avea putere pe viitor să pot să îi fiu și eu un sprijin Ancăi, eu și cu nepotul Alin, cu cea mai mare plăcere vom face asta. Și repet, știu că nu mai are pe nimeni decât noi, eu și cu Alin, să putem să o sprijinim. Dragi prieteni, cu privire la acel deranj care este în curte, cu materialele de construcție, cu acel moluz care spune toată lumea, eu i-am spus lui Anca în felul următor, să lase să vină toți acasă și după aceea se va face curățenie generală. Pentru că Anca de una singură nu poate să facă chestia asta. Chiar și eu de-aș ajuta-o să cărăm atâta moluzi și să facem toată acea curățenie generală, chiar nu putem. Nu putem. Așa știți vorba aceea, unde-s mulți, puterea crește. Știți? Așa că i-am zis și ei să aștepte să vină toți acasă și să se facă curățenie. Vom merge toți și vom vedea ce-o face. Ia și așa, dragi prieteni, are destulă grijă de nepoței. Trebuie să îi îngrijească, după cum bine știți, de una singură, pentru că știți foarte bine că nimeni altcineva nu are grijă de ei și ea a rămas să aibă grijă de ei. Dragi prieteni, acum haideți să vă zic ceva. Orice femeie în locul lui Anca și-ar dori și ea să aibă și ea, cum să zic, acea liniște și să fie și ea, să aibă parte de o relaxare. Dar, din păcate, ea nu are parte de așa ceva din cauza nepoțiilor. Înțelegeți? Sunt ca o piedică pentru ea, cu toate că ea iubește foarte mult, dar vedeți dumneavoastră, dacă vrea să aibă parte de relaxare, nu poate. Așa că ce să zic, că e greu și chiar de ar vrea să ia o decizie să fie și ea mai bine, nu poate. Nu poate, dragi prieteni. Nu poate, pentru că asta e situația. Cu privire că mi-ați spus de fiecare dată
De ce sunt atât de apropiat de Leo și de patroana? Dragi prieteni, asta nu înseamnă că dacă umblă cu Leo și cu patroana, asta nu înseamnă că nu ține la sora mea la Anca. Puteți să o întrebați și chestia asta. Eu vreau să fiu undeva, cum ar veni, la mijloc. Și să fie bine, să fie împăcare, să fie liniște, să nu fie certuri și atât. Asta vreau eu să fac. Înțelegeți? Pentru că eu dacă sunt certat cu patroana sau cu Leo sau cu toți, eu consider că n-am cu cine mai discuta pentru a face liniște și pentru a face pace, cum ar veni, să mă exprim și așa. Așa că fiind împăcat cu toți, pot face în așa fel să fie bine. Înțelegeți? Asta e mentalitatea mea de gândire. Acum voi dacă credeți altcumva, nu știu, e opinia voastră. Dragi prieteni, cu privire la niște live-uri care le-am văzut, la fel, eu v-am mai zis vouă, la orice prezentare, la orice live, când venim în fața publicului, vorbim adevărul care e. Înțelegeți? Nu să mergem pe SF-uri, pe niște vorbe din acelea fără rost, înțelegeți? Îmi place de fiecare dată ca publicul care ne vizionează să fie înțeles. Nu să vorbim SF-uri sau să fim aroganți. Eu asta am făcut și voi face de fiecare dată pentru public, dragi prieteni. Consider că e datoria mea pe care am asumat-o în fața publicului care mă vizionează. Și așa că, dragi prieteni, repet de un milion de ori, dacă sunt în preajma lui Leo și a lui patroana și a celorlalți, asta nu înseamnă că nu țin la sora mea. Sunt în preajma lor, gândindu-mă ca pe viitor să fie pace și înțelegere. Asta e mentalitatea mea de gândire și vreau să o înțeleagă toată lumea. Chiar vă rog să înțelegeți acest lucru. Și încă o dată repet, știu că sora mea e singură și consider că eu și cu nepotul Alin putem face tot posibilul să-i fim un sprijin și un ajutor. Și repet, iară, cu toate că acum, în această perioadă, nici eu nu pot face prea multe, de-abia mă descurc și eu cum pot. Mă rog la Dumnezeu ca pe viitor să fie bine, să putem să fi aproape de ea și să-i fim un ajutor. Dragi prieteni, cu toate că am mai avut noi supărări, că am mai avut nu știu ce, știți vorba aceea, sângele apă nu se face niciodată. Așa că noi chiar dacă mai avem discuții, nu în secunda a doua, când vine vorba aia, le trece și uităm. Dragi prieteni, consider că aceste vorbe sunt foarte interesante pentru toată lumea și asta voi face mereu, dragi prieteni. Din această cauză vă chem într-un număr cât mai mare. Nu neapărat pentru beneficii, că știți beneficiile mele care sunt. Sunt foarte, la un nivel foarte scăzut. Vă chem să fim auziți într-un număr cât mai mare, ca să nu mai fie după aceea fel și fel de opinii care nu și-au rostul. Dragi prieteni, așa că vreau să fie de reținut pentru și pentru acea parte care comentează greșit, total greșit. Înțelegeți? Așa că cei care sunteți interesați de ce se întâmplă la București. Azi dimineața am vorbit și cu nepotul Alin și cu patroana la telefon. Mai puțin și azi, mâine sau poi mâine, Leo să fie dus pe salon. E bine, sănătos, dacă a stat acolo la urgență sau cum se spune, la ATI. A stat acolo pentru că chiar avea nevoie după operație de tratament
și ceea ce a mai trebuit să-i mai facă pe acolo. Și totodată mai puțin și Leo o să vină în fața voastră cu prezentări, dragi prieteni. Cei care țineți la Leo și l-a sprijinit la fel. Și cu privire la nepotul Alin, așa cum am mai spus și în altă prezentări, nepotul Alin, după cum bine știți, a avut parte numai de necazuri de câțiva ani de zile, spitale și fel și fel de probleme, dragi prieteni. Deci credeți-mă că nepotul Alin și Mihaela la fel sunt la limită, cum ar veni cu necazurile și cu problemele. Și chiar îmi pare rău și îmi pare rău că i-am lăsat și singur, dar voi vedea cum voi face zilele astea să merg și pe acolo. Da, dragi prieteni, am vrut să vă fac această prezentare cu vorbe foarte interesante și nu vreau să vă mai luați după alte prezentări care au conținut ca bază neadevărul. Neadevărul și doar vorbe așa, doar de dragul de a face vizualizări. Vă mulțumesc încă o dată, dragi prieteni, cu mult respect din partea mea pentru vizionare, vă mulțumesc pentru abonări, cu mult respect și pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat, dragi prieteni, la fel și vă chem într-un număr cât mai mare, numai aici, pentru a afla de fiecare dată, dragi prieteni, cum ați făcut de fiecare dată, pentru a afla adevărul, veneați la mine pe canal și îmi adresați întrebările de care aveți nevoie. Vă pup și vă iubesc și ne auzim la următoarele prezentări, dragi prieteni.